Păi și ce filmezi? De ce? Vreau să filmez chestia asta, pentru că voi sunteți aici alături de mine, pentru că noi suntem pe internet, pentru că eu am o lumină albastră care îmi intră în față și pentru că mă uit direct în cameră în momentul în care vorbesc cu voi acum. Vreau doar să zic în felul următor. Lăsați-o pe Mihaela Rădulescu în pace! Eu nu înțeleg ce aveți voi cu Mihaela Rădulescu! Lăsați-o pe Mihaela Rădulescu în pace! Este mama mea! Este confirmată auzit. Este și ea un om ca toți ceilalți! Lăsați-o în pace! Vrea și ea să aibă o parte de o părere! Să spună ceva bun pentru țara asta! A muncit pentru ce a făcut până acum! Lăsați-o pe Mihaela Rădulescu în pace! Acum ziceți voi! Eu atâta vreau să întreb. Să mă uit așa în ochi ei și să-i zic Mihaela Rădulescu, mănânci moloz? Bun, au fost alături de voi Alex Grama, Dragoș Borum și Piticu. Ne auzim curând. Marzlov. Să mă uit pe Facebook pe asta.